N-aș spune omul, e omul dat, pentru că George Lolea este încă prezent pentru toți cei care l-au cunoscut și prezent celor care i-au cunoscut lucrările sau i-au cunoscut lucrările, dar pentru că, în felul acesta, se repune în circulație sau se lărgește numărul celor care am convingerea că îi vor adăuga numele într-o antologie de suflet și de artă pe care fiecare dintre noi o are. Deci, expoziție în memoria lui George Lolea. Este foarte greu să te apropii de un asemenea artist, de opera sa, creată în împrejurări ciudate, fără să îi le asociezi. E bine să ne reamintim că el își face, termină facultatea, deci își desăvârșește studiile, dacă nu mă înșel, în 1969. 69-70. Deci, în momentul în care, după o perioadă de liberalizare, în care artiștii putuseră să deschidă nu numai ferestre spre Occident, dar și cărți, ceea ce fusese mult timp interzis, învață de să pregătește în acel moment fast pentru ca opera lui să se creeze într-o perioadă de, din nou, de închidere brutală, dură și, evident, lipsită de logică. Și atunci ne punem întrebarea care era calea unui artist, unui artist talentat sau unui artist de conștiință, în asemenea împrejurări. Sau să meargă pe calea care era cea cu multe rânduri de ghilimele luminoasă, care era falsă, sau să găsească modalitatea de a spune ceea ce voia, ceea ce gândea, însă într-o formulă mai mult sau mai puțin critică. Este motivul pentru care, de la sfârșitul anilor 60 și în anii 70, a fost foarte mult practicată o viziune care ține de surrealism sau care se situează la limitele surrealismului. Deci o viziune în care imaginea ale realității sunt luate, sunt trecute printr-un filtru, un filtru foarte ciudat, filtrul personalității artistului, în care scenele și locurile și oamenii și împrejurările se combină între ele, creându-ți un spațiu artistic care te atrage la început din curiozitate, apoi te fascinează, te face să pătrunzi în el, deci nu mai rămâi la suprafața lucrării, intri în interiorul lucrării și acolo, mergând, umblând, căutând, reușești până la urmă să descoperi ceea ce a vrut să spună artistul. Și cum s-a întâmplat în majoritatea cazurilor, artistul spunea ceea ce voiau să spună și nu aveau mijloacele necesare și spectatorii. În felul acesta, cred că trebuie citită expoziția lui Lolea, opera lui, căutând nu imaginea, sau căutând prin imagine gândurile lui și mai ales niște realități. Apropierea de pentru că de a avut în la
Exact așa e, cum am zis. Baba, deci, până de baba, toate patru sunt.